Bun găsit! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre automatizări. Care este rolul acestora în circuitul electric al unei locuințe care are și un generator de curent pentru situații de lipsă de tensiune în rețeaua națională? În linii mari, evident, nu vom intra în foarte multe detalii pentru că nu este scopul ăsta. La sfârșitul acestei prezentări să avem o idee clară. Ne trebuie o automatizare sau nu ne trebuie o automatizare? Unele sunt destul de scumpe, fac o groază de măsurători, altele sunt destul de ieftine, nu fac așa multe măsurători, unele permit comunicarea de la distanță cu ajutorul calculatorului sau cu ajutorul telefonului și atunci permit ca de la distanță eu să controlez starea generatorului de pornit, oprit sau să verific diferiți parametri ai acestuia, cum ar fi tensiunea, puterea consumată în momentul respectiv sau o groază de alți parametri pe care interfața mi-i pune la dispoziție. În săptămânile trecute noi am făcut un film despre treaba asta, legat de una din variantele pe care noi le propunem, realizată cu comunicatorul de la SmartGen CMM366A. Am să dau direct căutare și pagina ne întoarce câteva soluții. Avem o variantă, ia să le deschidem noi așa, în taburi separate ca să putem comuta de la una la alta mult mai simplu și să vorbim despre fiecare în parte. Da. O groază, oferta este destul de bogată în funcție de puterea necesară în clădirea în care va funcționa această automatizare, veți avea de optat între mai multe variante. Variante de 250 de amperi consum per clădire sau 125 sau 63, iar aici diferența o face contactorul din interiorul automatizării. În rest, ele sunt relativ identice. Haideți să vedem ce conține această automatizare. Deci vorbim acum despre Stagger IA463F12STA. Este o automatizare concepută pentru generatoare ce necesită doar o simplă comandă de start-stop și nimic mai mult, panoului revenindu-i serviciul de a verifica starea rețelei, calitatea rețelei, adică dacă tensiunea este în parametrii necesari, și să predea generatorului o comandă, să dea generatorului o comandă de start-stop în funcție de acești parametri. Dacă ne uităm în interior, o să vedem că automatizarea conține un panou de control, o sursă de încărcare a bateriei cât timp rețeaua este funcțională și generatorul e oprit, atunci bateria aia se încarcă de la această sursă cu o tensiune în funcție de tipul de baterie, de 12 sau de 24 de volți, mai conține acest contactor quadripolar, deși el se poate monta și pe varianta de rețele monopolare. În interior mai regăsim blocul de comandă al acestui contactor, o siguranță care este înseriată cu bateria de la generator, adică pe ieșirea acestei surse se află această siguranță pentru a proteja sursa de eventuale scurtcircuite ale bateriei. Știu, poate sunt situații în care bateria se scurtcircuitează brusc, da, am pățit-o. Iar ultimele bride de aici din partea stângă sunt cele trei bride pentru comanda sau pentru comunicarea, dacă vrem, cu generatorul. Cele trei bride conțin o tensiune de 12 volți pentru încărcarea bateriei, un fir de masă, referința pentru toată distracția asta, și un fir care pornește și oprește generatorul în funcție de cum decide acest panou. Bun, ne mai uităm înăuntru, unde avem o altă fotografie care ne arată și faptul că automatizarea vine și cu un cablu destul de lung, dacă ar fi să mi-aduc eu aminte, cred că are vreo 4 metri lungime, ceea ce ar trebui să fie relativ suficient în majoritatea cazurilor. Bun, haideți să vedem ce ne spune. Exact același lucru spune și descrierea produsului în pagină. Automatizare seria IATA cu panou de control pentru generatoare de curent cu funcție de AMF. Funcția de AMF este îndeplinită, poate e un pic dubios textul de aici,
pentru generatoare de curent, dar funcția de AMF este o funcție pe care o îndeplinește această automatizare, de fapt acest panou, și nici de cum, cum aș înțelege aici, generatoare de curent cu funcție de AMF. Date tehnice, tensiune de alimentare 400V 50Hz, trifaza 4 poli, sursa de încărcare este de 12V curent continuu, gradul de protecție IP23, asta este valabil la toate automatizările. Asta este o variantă de automatizare stagger pentru generatoare care suportă pornire de la distanță sau necesită un contact permanent, și panoul de control al generatorului permite o comandă de start-stop. Nu toate generatoarele au un astfel de panou de control. Majoritatea generatoarelor au un panou de control care verifică doar câțiva parametri interni ai generatorului, ca tensiune, eventual temperatură, turație motor și cam atât, nu mare lucru. Și nu toate panourile montate pe diversele generatoare suportă comenzi de la distanță. Revenim. Ce face o automatizare? Păi automatizare în cadrul rețelei electrice de la cabană, de la casa de vacanță, îmi asigură faptul că în cazul în care tensiunea din rețeaua națională este întreruptă pentru o perioadă mai lungă de câteva secunde pe care eu pot să le setez sau variază ca tensiune sub un anumit prag sau peste un anumit prag, această automatizare sau acest tip de automatizări pot lua decizia de a decupla consumatorii de la rețea, îmi comandă pornirea generatorului de backup și după ce generatorul a pornit, comandă contactorul să îmi comute consumatorul pe generator. În tot acest timp, se uită în continuare în rețea, la tensiunea din rețea, pentru a face măsurători și pentru a face observații dacă tensiunea din rețea și-a revenit și este stabilă un timp bine determinat de, să zicem, 10, 20, 30 de secunde, 3-4 minute. Toate astea sunt reglabile în panourile digitale. Dacă tensiunea și-a revenit și este stabilă pentru, cum am spus, perioada pe care noi am determinat-o la alegere, comandă contactorii să mute consumatorul pe rețea înapoi de pe generator și să oprească, evident, generatorul tot după un anumit timp, pentru a-i lăsa generatorului o scurtă perioadă de cooldown, de răcorire, dacă vreți. Bun, prieteni, vom posta acest film pe adresa noastră de YouTube, la ProEnergheSA, așa că dacă aveți întrebări, nelămuriri sau vedeți o altă automatizare în cadrul ofertei ProEnerg de care vreți să discutăm mai în detaliu, evident, eventual să le și punem pe masă, să le prezentăm aici, deși eu am considerat că nu e necesar, având fotografiile de pe site, am considerat că nu mai e necesar să le și pun pe masă, să vorbim despre ele, dar dacă considerați că e utilă treaba asta și vreți să vorbim de anumite chestiuni specifice, de cum se programează panourile de pe automatizări sau care sunt pragurile și cum se reglează pragurile de tensiune și de timp de execuție din preuna din automatizările din oferta ProEnerg, scrieți-mi în cadrul comentariilor de sub videoclip și în cel mai scurt timp voi răspunde la ele și vom lua o decizie în consecință. Până la o emisiune viitoare, Cornel Lazar am fost eu, de la ProEnerg, vă salut, toate bune!